Domnul este viu. Gloria Domnului. Și am simțit aici în adunare că Domnul lucrează. L-am cunoscut pe Domnul în 18 decembrie cu un accident în Viena foarte, foarte mare. Am fost izbită de mașină, am fost aruncată de pe mașină, am avut amândouă picioare în șoldurile rupte, bazinul crepat. Domnul a avut milă și îndurare. În 6 săptămâni Domnul s-a atins de mine și m-a sculat de pe căruț și am fost vindecată. Slavă Domnului! Am venit aici la adunare, am simțit prezența Domnului Iisus. Am fost puțin, dar Domnul Iisus a fost cu noi. În martie am făcut preinfart. Am intrat în comă vreo 2 ore. Domnul s-a atins de mine din nou. Slavă! În 2 luni am avut operație cu... M-a dus în comă. Am avut multe probleme. De 5 ani tot am umblat la doctorul. M-am avut burta foarte grea, înclată tot timpul. Doctorii nu mi-au găsit nimica. Aseară, după masă, așa pe la 5, am simțit că eram atât de ușoară în burtă, parcă nu era mea. Am zis că fata mea s-a atins Domnul din nou de mine. Am fost operată de piere. N-am simțit nimic, Domnul a fost cu mine. Slavă Domnului. Și v-aș întări să credeți că Domnul poate face minuni și acum. Gloria Lui. Și numai să ne lăsăm călăuziți de El. Amin. Și să credem că și El poate. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.